care sunt abilitățile care îl deosebesc pe un medic chirurg de un medic care nu operează? Care sunt vicisitudinile pe care le întâmpină medicii chirurgi? Sigur, fiecare specialitate medicală are particularitățile ei. Iar cei care aleg să practice o specialitate sau alta, de-a lungul parcurgerii studiilor universitare, își descoperă afinități pentru un domeniu sau altul, pentru o specialitate sau alta, și în felul acesta se stabilesc acele fluxuri umane spre fiecare specialitate. Și, precum vedeți, nu există specialități neglijate, depopulate. Fiecare specialitate are oameni care și-au găsit împlinirea, dacă doriți, și-au dorit să facă acea specialitate și practică ceea ce le face plăcere și acolo unde consideră că sunt de maximă utilitate pentru practicarea acestei complexe și responsabile profesiuni, care este aceea de medic. Între specialitățile chirurgicale, însă, și cele medicale, există diferențe semnificative. Chirurgia este extrem de concretă, pragmatică. Te obligă să faci o evaluare foarte precisă, foarte concretă a cazului, să-l particularizezi, practic, să-l faci unicat și să-i stabilești, în funcție de particularități, soluția chirurgicală. Deci, care este intervenția chirurgicală care aduce beneficiu maxim pacientului, în așa fel încât, în momentul în care ai trasat cu bisturiu prima incizie, mental, chirurgul să știe ce se întâmplă ca și rezultat final după o lună sau după un an, deci care va fi rezultatul final după ce întreprinde acest gest care nu are întoarcere, nu, odată ce ai trasat cu bisturiu o incizie. Sigur, aceasta face din specialitățile chirurgicale ca responsabilitatea să fie cu totul deosebită, sigur să genereze și numeroase posibilități de eroare în stabilirea unei conduite chirurgicale deosebite, presupune asumarea unor riscuri din cauza pacientului, dar pe care pacientul ar trebui să le conștientizeze, medicul având competența și responsabilitatea de a explica pacientului care este drumul ce trebuie parcurs, cu toate obstacolele care trebuie parcurse. Și în acest binom medic-chirurg, pacientul trebuie să fie conștient de misiunea lui, pentru că și el are o sarcină importantă, are o misiune să se facă bine. Responsabilitatea deosebită a profesiunilor chirurgicale face ca cea mai mare parte a reclamațiilor pentru malpraxis să vină din acest domeniu. Evident, multe elemente pot fi previzionate, dar există și multe necunoscute. De multe ori, chiar dacă ai evaluat foarte bine sau ai impresia că ai evaluat foarte bine un pacient preoperator, uneori intraoperator găsești surprize. Iar asta reclamă o reevaluare, o reconsiderare a atitudinii terapeutice, stabilirea unei noi conduite pentru a sancționa ceea ce identifici ca problemă nouă apărută în planul prestabilit. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui abordată relația medic-pacient pentru a obține un climat de încredere și relaxat? Sigur, relația medic-pacient trebuie să fie profund umană. Medicina este o profesiune profund umană, este pentru om și nu chiar pentru orice om, este pentru omul bolnav, care are o structură inclusiv psihologică, nu mai vorbim de defecțiunea fizică, dar are și răsunetul psihologic, componenta psihologică, dramatică uneori, se transformă într-o armă cu totul și cu totul nefavorabilă pacientului. Deci, medicina modernă presupune o
abordare foarte conștientă din partea pacientului, dacă vreți, a planului terapeutic pe care trebuie să-l urmezi. În discuția medic-pacient, medicul trebuie să scaneze capacitatea intelectuală, reacțiile psihologice ale pacientului și să transmită cât mai corect mesajul pe care îl consideră foarte necesar pentru pacient, pentru bunul mers al tratamentului pacientului, în așa fel încât pe limba lui, pe înțelesul lui, nu? Medicul are pacienți și academicieni, dar are pacienți și analfabeți, oameni care nu știu să silabisească, nu? Și pot avea aceeași boală, doi pacienți aflați la aceste extreme. Medicul însă trebuie să găsească modalitatea de a transmite mesajul corect, atât la nivelul în discuția cu academicianul, cât și în discuția cu pacientul analfabet. De curând, Epoch Times, în calitate de primul ziar care a dezvăluit în martie-aprilie 2006 că în China există lagăre unde se efectuează mii sau zeci de mii de operații de recoltare de organe de la deținuți politici, a susținut un apel către Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului pentru a trimite o echipă independentă care să investigheze în amănunt recoltarea de organe pe viu. Apelul chiar se află și pe pagina Colegiului Medicilor din România. Vă întrebăm, ce credeți că s-ar putea face în România pentru mai buna informare despre situația recoltărilor ilegale de organe în China? Sigur, este un subiect foarte delicat și dificil de demonstrat. Există organisme internaționale interesate în aprofundarea acestei probleme și probabil că dispun și de mijloacele care să permită accesarea acestui tip de problemă și obținerea unor informații și unor date precise. Sigur că China este destul de departe de România. În România, chirurgia transplantului de organ a devenit cotidiană, dacă vreți. Se practică curent transplantul pentru multe organe în numeroase centre din țară. Avem și o legislație corespunzătoare, avem și o lege a transplantului, avem și un organism dedicat acestei probleme, este vorba de Agenția Națională de Transplant, care evident încearcă să implementeze acele elemente care să permită îmbunătățirea performanțelor în domeniul transplantului de organ. Transplantul de organ presupune anume tehnologie, anumite costuri, antrenează chiar costuri semnificative, însă pe lângă transplantul de organe există și transplantul de țesuturi umane și în prezent, probabil sunteți la curent, transplantul de celule stem a căpătat o conotație cu totul și cu totul specială, se bucură de un interes deosebit, iar experiența acumulată permite abordarea acestei noi proceduri terapeutice cu rezultate deosebite în beneficiu a numeroși pacienți. Cât privește situația din China vis-a-vis de România, e greu să cred că noi am putea influența în vreun fel ceea ce se întâmplă ca și concept, dacă vreți, și ca și acțiune cu o caracteristică mai puțin umană în spațiul acesta extrem oriental. Pe 6 decembrie a avut loc la Parlamentul European o ședință a Comitetului pentru Drepturile Omului și acolo s-au făcut interpelări, chiar pentru prima dată Amnesty International a pus problema recoltării de organe ilegale din China. A fost prezent și domnul David Matas, care a scris și două cărți, Recoltarea sângeroasă și Organele de stat,
tot așa, care se referă la aceste cărți, la recoltarea ilegală de organe la diferite categorii de oameni din China. Și aș putea să mai spun că, de exemplu, acolo s-a pus și problema Israelului, care în prezent a făcut o legislație în care, prin care nu se permite ca să se procure organe din China, tocmai pentru că acolo poate mulți oameni care sunt, se recoltează ilegal organele și mulți oameni care sunt vii, sunt uciși special ca să li se ia organele, cum sunt practicanții Falun Gong. În afară de Israel, mai sunt și alte țări, Noua Zeelandă, Australia, așa, ca să dau numai câteva exemple. De exemplu, la noi în țară s-ar putea gândi la o astfel de soluție? După știința mea, în România nu s-au importat vreodată organe pentru a fi transplantate la pacienții aflați pe listele de așteptare. Deci nu ne includem nici cum în zona acestei piețe, acestui market al organelor pentru transplant. Însă este îmbucurător faptul că prestigioase, foruri prestigioase internaționale și oameni bine cunoscuți și dedicați cu o prestanță profesională, cu o statură profesională impecabilă, sunt preocupați de aceste probleme și încearcă să implementeze, iată, cu rezultate pozitive, dacă ne referim doar la Israel, încearcă să implementeze aceste elemente care să limiteze desfășurarea astfel de acțiuni inumane. Ce doriți să transmiteți cititorilor ziarului Epoch Times de anul nou 2013? Așa cum am început, de altfel, trebuie să încheiem în aceeași notă. Este momentul bilanțului, dar și al urărilor. Este momentul în care uităm necazurile și ne îndreptăm mai cu gânduri bune către cei dragi. În cazul celor interesați să parcurgă informațiile furnizate de Epoch Time, e vorba probabil de milioane de oameni cărora le transmit din tot sufletul sănătate, bucurii, împliniri și un an 2013 care să ne scoată din criză. Mulțumim foarte mult, domnule profesor!